Bună ziua tuturor! Bine, ne revedem la Munțan. Și anul ăsta și pentru luna asta, poate că așa de repede. Nu știu când o trecut. De la... Ne pregătim din concediu, nu? Sau până la altă. Da. Am zis să începem un pic să purtăm primele discuții legate de bugetul pe anul 2018. Așa cum știți și din intervențiile mele publice, va fi un an dificil de traversat din punct de vedere financiar pentru primăria Roman. Însă, infrastructura educațională rămâne o prioritate pentru mine și pentru primăria municipiului Roman. De aceea, în limita posibilităților, o să încercăm să găsim soluții ca pe lângă cheltuielile curente, să mai facem intervenții, atât în ceea ce privește clădirile, cât și în ceea ce privește dotările. Mi-aș dori foarte mult, începând cu acest an și până ori anul viitor, ori dacă nu cel mult încă un an, în funcție de resursele pe care le avem, să facem intervenții în ceea ce privește curțile unităților de învățământ și terenurile de sport. Acolo unde știu că suferim și ar fi bine să le primim și pe acestea. E clar că pe probleme punctuale vom intra mai mult în luna premergătoare vacanții, pentru a ști exact care sunt problemele concrete pe care le avem de făcut în acea perioadă. Însă rugămintea mea ar fi ca de pe acum să începeți să le prioritizați cât de cât și să vedem ceea ce reușim să facem, astfel încât fiecare unitate de învățământ din Roman să poată primi sprijinul nostru. Însă, v-am spus, mi-aș dori foarte mult să reușim pe partea asta de reparații cobor asfaltic, curțile și terenurile de sport. Ca și utilități, avem bugetul asigurat până la sfârșitul anului, nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. Problemele punctuale care au mai fost cu încălzirea în perioada asta le-am mai rezolvat. Rugămintea mea ar fi ca în toamna anului viitor să încercăm să facem probe la încălzire ceva mai repede. Pentru că anul trecut, ați văzut, am pornit toți odată și toți odată am avut probleme. Și era necesară și intervenția și reparația instalațiilor și din cauza asta n-am reușit să le facem față la toate odată. Eventual, chiar când vom începe anul școlar, putem să stabilim împreună cu un acord, mai întâlnim o dată, să stabilim, nu știu, săptămânal câte o unitate de învățământ să înceapă testele ca să putem să intervenim mai repede în cazul în care apar probleme. Acum, iarăși, bugetul, dacă o să-l analizați, pentru anul 2018 va fi mai mic, pe de o parte mai mic pe partea de venituri și am explicat-o de mai multe ori, din păcate acea diminuare a impozitului ne-a afectat foarte mult. De altă parte, e mai mic pe ansamblu bugetul consolidat, pentru că salariile din învățământ au trecut, începând cu 1 ianuarie, la Ministerul Educației. Și, pe total, buget consolidat, avem circa 400 milioane de lei vechi, mai puțin în buget. Noi am rugat colegii mei din
primărie să fac o analiză la ceea ce înseamnă unitățile de învățământ, terenurile și cursurile unităților de învățământ. Și am să vă dau citire la fiecare dintre acestea care le-am, pe care le-am identificat și în cazul în care mai sunt intervenții și în altă parte, am să vă spun de comunicații. Școala Gimnazială Mihai Eminescu, avem intervenții atât la școală, terenul de sport, cât și la grădiniță. La grădiniță, la alei. Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, corpul A, corpul B, la corpul B avem și terenul de sport, grădinița cu program prelungit numărul 5 și grădinița cu program, atât, doar la numărul 5, curtea interioară. Școala Gimnazială Alexandru Ion Cuza, terenul de sport. Colegiul Național Roman Vodă, terenul de sport de la corpul A și alei la corpul A. Colegiul Tehnic Miron Costin, corpul B, alei. Colegiul Tehnic Petru Boni, la școala 3, terenul de sport și la colegiu, la platforme. Colegiul Tehnic Danubiana, avem la colegiu terenul de sport și de asemenea alei, plus la școala gimnazială Costache Negri, terenul de sport. Liceul Tehnologic Vasile Sav, avem alei atât la liceu cât și la școala Carol I. Liceul Teologic Episcop Melchisedec, terenul de sport și alei. Institutul Seminarul Franciscan, avem alei. Și liceul Program Sportiv, platformă și la școala gimnazială Roman Ușat, terenul de sport. Cam acestea au fost cele identificate de colegii mei care avea nevoie de intervenții. Aici va trebui să facem o analiză într-un director economic, să vedem modalitatea în care vom realiza prin prisma prevederilor legale aceste investiții. Avem, știți foarte bine că vi s-au dat în administrare aceste unități de învățământ și atunci trebuie să căutăm forma legală, fie vă acordăm noi sume și puteți realiza aceste lucrări, fie le vom prinde pe un program multianual de reparații capitale și atunci să le facem. Cam acestea ar fi, din punctul nostru de vedere, prioritățile pentru acest an. Și acum, în funcție de ceea ce v-am prezentat eu, dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră sau lucruri care credeți că și pe care ar trebui să ne le aduceți la cunoștință. Da. Problemele legate de rețeaua electrică. Deja a venit, am înțeles, la primărie cineva și a verificat. Noi am făcut și noi o revizie cu data. Sunt probleme mari la corpul D. Și ar trebui acolo, cred că, făcut o investiție. Ia să vă rog să faceți o solicitare. Aia intră pe reparații curente. Da. Nu e o investiție capitală. Și voi da colegii mei să le însfacă evaluare. La fel și la Mihai Minescu. La Mihai Minescu aceeași problemă avem cu tabloul de energie electrică și în grădiniță și în școală, este vechi. La fel am să vă rog să faceți o adresă și în funcție de... Da. Vedeți la colegiul tehnic Danubiana, e o problemă mai vechi. Mașinile de gătit la grădinița, dar o genă și la colegiul Danubiana. Dacă se va putea... Astea le discutăm pentru vară. Anul trecut am achiziționat două astfel de mașini de gătit și vom achiziționa și la fel, vom mai sunt probleme în vară când o să le discutăm. De alea mergem pe intervențiile pe care le vom face în
perioada vacanței. Și face lipidache corpul grădiniței din cu de lumină, mai de mult totuși pentru și se iubă. Eu am făcut o adresă și pe plasă. Și pentru corpul B, pe ișul pe care da. Ok. Da. La Vasile Sal. Avem probleme la corpul B. Aici lucrarea cu acoperișul este terminată, la școală este aproape finalizată. Dar această lucrare cu acoperișul să fie foarte bună în continuare, dar mai trebuie modernizarea grupurilor sanitare ca să obținem autorizația sanitară la corpul B, pentru că în prezent fetele merg la un etaj, băieții la un etaj, ceea ce nu mi se pare. De asemenea, intervenția asta, dacă e tot în vacanța de vară, să o facem. E posibil într-o săptămână. Nu, în vacanța de vară, să o pregătim atunci și intrăm, vedem cu ce intrăm. Pentru pentru liceul Vasile Sav, noi dorim să accesăm și un proiect finanțare europeană. Se pretează, am identificat o axă de finanțare și atunci o să încercăm și cu proiectul ăsta cu finanțare europeană, care pe lângă reabilitarea clădirilor oferă și posibilitatea unor dotări. Și inclusiv căminele și tot. Da, tot aici la corpul B, geamurile și ușile din 7-7, dacă s-ar putea să... Aici e vorba de o investiție mai mare, asta e ceea ce vă spuneam mai devreme, pentru că toată clădirea. Și mai avem la structură, la Băcescu, centrala aia, pentru că grădinița am făcut deja adresă. Da, pe acolo deja se lucrează în perioada. Da, mulțumesc. Dacă ne permiteți, probleme cu rețeaua electrică avem și noi tot la corpul B. Sunt probleme destul de vechi, dacă s-ar putea interveni sau măcar să identificăm. De asemenea, să vă rog să faceți o adresă ca să-i rog pe colegii mei. Astea care sunt intervenții pe rețeaua de instalații electrice, o să le facem colegii noștri din primărie, ca să nu avem costuri suplimentare, să fie doar cheltuielile materiale pentru... În regulă. Și știm că au fost făcute demersuri anul trecut pentru un acoperiș. Nu mai știm în ce stadiu se află acel demers. În momentul de față. Am înțeles. Discutăm. Noi trebuie să luăm cu adresă pentru soluția. Eu, din tot ceea ce mi-a spus dumneavoastră acolo, v-am zis cele legate de toalete, vom intra în bar, în vacanța de vară și alea le vom pregăti pentru anul școlar următor. Celelalte care sunt mai de anvergură, vom depune acel proiect de finanțare europeană și așteptăm să... La colegi tehnic, pentru că dacă... Da. Să poate să ne mai spuneți ceva ce știți în legătură cu cantina, dacă avem vreo șansă anul acesta? Cu cantina, momentan, nu. A fost la mine și domnul Plos că am zis că dacă vom identifica pe parcursul anului sume sau dacă va veni și Consiliul Județean în sprijinul nostru cu acele sume, le prindem, nu e o problemă. Momentan, în lista de investiții nu se va regăsi, însă ulterior, în a doua jumătate a anului, dacă vor fi rectificări de buget și ne vor fi alocate sumele. La corpul B avem nevoie de schimbat geamurile toate, că sunt vechi. Am înțeles. Și intra aer foarte... Acolo vom interveni în tot la fel în vară, dar să le prioritizăm și nu vom putea toate odată, cum am făcut și la școala 11, puțin câte puțin, puțin câte putem, în câțiva ani să le schimbăm. Mulțumesc. Avem cuatru de clădire de la grădiniță, de școala 3. Da. Și nu o folosim. Dar se degradează de la zi la alta, pentru că acoperișul nu este consumat. E păcat. Ori s-ar putea da o altă destinație. Nu știu. Clădirea... Da, o altă pe istorie, de la dumneavoastră și să... Am solicitat-o noi. Da. Corpul da, am solicitat-o noi și n-ați vrut. Deci noi plătim grădinița, eu pe
la Bădrean care se fac sacrificii, de aceea voi cenzura nevoile pe care am dorit să le fac publice în această conjunctură. Și am să vă rog doar dacă e cu putință să terminăm amenajarea cabinetului medical. Da. Plus această intervenție la electricitate pe care o reclamă toată lumea, în cazul în care toată lumea va fi... Da, deci vom încerca pe parcursul anului ăsta cât mai multe să le rezolvăm, iar acolo e tens pe cabinetul medical să-l... Alte intervenții, dacă mai sunt? La școala Vasile Alexandri revenim cu solicitarea de a cuprinde spațiul dintre cele două corpuri de clădire, dacă se poate, în curtea școlii. Pentru că în permanență avem probleme, chiar dacă sunt puși tâlpi aceia care opresc mașinile, în fiecare săptămână se rupe câte unul și în continuare avem mașini parcate. Și apoi... Din câte știu, în partea asta la altă, la Tineretului, nu s-au mai rupt. Nu, acum s-au rupt dincolo. Dincolo am și vorbit cu colegii mei și vom pune și acolo același sistem de barieră. Dacă am putea cuprinde, totuși ar fi... ne-am rezolvat problemele. E drum public acolo și nu îl pot închide. Vin tot felul de personaje acolo și știți, noi n-avem cum să-i angrem. Dar din păcate nici nu putem închide pentru că e drum public. Deci acolo tot o soluție de genul ăsta, barieră și în partea aia. Cealaltă am vorbit deja cu colegii mei și mă realiză. În rest, alte probleme la dumneavoastră? Cele, dacă toți suntem la capitolul educație. Te mai lăsăm la vară. Da? E, sunt convins. Bine atunci. La vară. Ei, o să fie pe aia. O să fie la vară, sunt convins că o să avem. Dar zic eu că încet cu încet o să le rezolvăm pe toate și la an la an. Sunt convins că niciunul dintre noi nu ne propunem să rezolvăm toate problemele odată și nici nu o să, n-o să putem lucrul ăsta. De-aia rugămintea mea să încercăm și să încercăm pe cât posibil să le prioritizăm, astfel încât urgențele și urgențe să le rezolvăm. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit. Vă doresc o vacanță frumoasă, scurtă, dar intensă. Ne încălcăm bateriile cu toții pentru SNF2.